Decizia Austriei de a ne bloca de intrarea în spațiul Schengen face victime la propriu. Un șofer de tir a murit în timp ce aștepta la coada uriașă din Vama Nădlac. Cetățeanul turc, în vârstă de 43 de ani, a apucat doar să anunțe că se simte foarte rău. Iar echipajul medical ajuns la frontieră nu l-a mai putut salva, din păcate. Șoferul de tir, în vârstă de 43 de ani, se afla la doar 500 de metri de punctul Vamal, o distanță scurtă, dar care, din cauza cozilor kilometrice de la frontiere, devine parcă interminabilă. La un moment dat, cetățeanul turc simte că e pe punctul de a leșina, așa că își anunță colegul, care dă alerta la 112. 20 de minute mai târziu, în Vama Nădlac, ajunge o ambulanță SMURD. În ciuda eforturilor depuse de cei doi paramedici, starea șoferului de tir se agravează de la un minut la altul. Așa că după alte aproximativ 10 minute, în Vama Nădlac aterizează un elicopter SMURD. Pacientul în stare de inconștiență este preluat de echipajul care încearcă să-l resusciteze. În zadar însă, bărbatul își dă ultima suflare. Drama din Vama Nădlac se poate repeta oricând. Cozile kilometrice de la frontierele României sunt la ordinea zilei, iar timpii de așteptare depășesc adesea 15 ore. Luna trecută, ministrul austriac de interne anunța în vizită la București că mai este o cale lungă până când România va adera la Schengen, adică spațiul de liberă circulație prin care ar dispărea controlele din vam și implicit cozile în care unii șoferi, ajunși la epuizare, își găsesc sfârșitul. După votul negativ dat în decembrie de Austria, aderarea României la Schengen ar putea ajunge din nou pe agenda Consiliului Jai abia la toamnă, atunci când Spania va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.